dorit astăzi să realizăm un alt fel de demers, chiar dacă pentru toată lumea părea o utopie ce ne-am propus noi să facem astăzi. Și au crezut că luăm lucrurile în joacă. Să știți că prin joacă putem să transmitem cel mai consistent mesaj. Drept dovadă, tinerii au venit, sunt pregătiți, abia așteaptă să intre în jocul nostru. Mă bucur tare mult că suntem împreună la această activitate și mi-aș dori ca toate activitățile de acum înainte să fie făcute așa, într-o echipă cât mai largă, pentru a ajunge mesajul la toți copilașii. Astăzi ne-am adunat aici pentru că, din păcate, în ultima săptămână am avut două misiuni destul de dificile, în sensul că am asistat la salvarea unor copii care s-au aventurat să-și facă selfie într-un loc periculos. Vrem să atragem atenția că selfie se poate face și în locuri mai puțin periculoase. Puteți face fel de fel de provocări pentru a obține selfie-uri în siguranță. Această campanie de astăzi ne-am gândit să se numească Selfie Siguranță. De aceea provocăm pe tineri să caute un pompier, un polițist, un jandarm sau o bătrânică frumoasă sau un copil mai drăguț sau o mașină mai deosebită. Orice lucru, un animăluț frumos, pentru că toate animăluțele sunt frumoase. Să facă un selfie și eventual dacă nu le place așa de mult, că nu prezintă interes pentru că nu e la un loc, într-un loc periculos, îl pot edita. Așa că noi am pregătit și o surpriză. Avem printre noi un coleg din cadrul Isuneams care se pricepe foarte bine la editări și am vrea să intre în concurs cu el, să facă un selfie editat, un selfie altfel și va primi un premiu. Putem spune care e premiu? Putem spune care e premiu. Este o vizită completă la Isuneams și la IPJ Neamț. Da, vor vedea de unde vin apelurile la 112, cum se îmbracă pompierii, ce fac pompierii. Poate părea ceva puțin și banal, dar e frumos să vezi cum își desfășoară activitatea pompierii într-o zi și polițiștii de asemenea. După care vă invităm poate alături de noi și în centru. Ne-am mai gândit că astăzi putem face și un selfie în siguranță de la înălțime pentru a conștientiza. Noi nu vrem să punem în pericol viața nimănui, doar ci vrem să atragem atenția că selfie poate fi făcut în siguranță și e bine să ai grijă de viața ta. Viața are prioritate. Cu siguranță. Și după ce o să încheiem aici intervenția noastră, o să le dăm copilașilor un timp de 10 minute, 15 minute să realizeze cel mai memorabil selfie, așa cum îl văd ei, bineînțeles, aici alături de noi. Le-am pregătit și o masă întreagă plină de accesorii. Iar cel mai frumos selfie realizat aici, la cald, astăzi, o să primească un premiu, credeți-mă, memorabil. Cel mai memorabil selfie va fi realizat la finalul acestei activități, peste un sfert de oră. I-am provocat în egală măsură pe cei mici să vină în ajutorul nostru. Noi am gândit niște mesaje cu tâlc, adăugate aici pe fiecare dintre imaginile prezentate și câteva modele, câteva metode prin care ei pot face un selfie memorabil în condiții de siguranță, iar mesajele lor vreau să ajungă la tinerii care din păcate au fost implicați în evenimentele de care a amintit colega mea în perioada atât de recentă. Ne dorim foarte mult ca la finalul vacanței să ne întâlnim cu toți în condiții de maximă siguranță și să-i revedem zâmbind și să ne provoace să venim alături de ei cât mai des și într-un alt fel. Vă mulțumim! Și 3, 2, 1, start selfie! 15 minute vreau să realizați cu polițist, cu pompier, cu ce doriți voi cel mai fain selfie. Vă inspirați de ce se întâmplă aici pe imagini, da? Și vreau să vedem selfie-urile voastre la finalul activității. Vă asigur că nu o să vă pară rău de... Mai târziu sau ca să le arăt prietenilor tăi.